Bună seara și bine v-am regăsit! În această ediție discutăm despre starea de alertă anunțată pe piața gazelor din Republica Moldova. Când, dar mai ales și în ce condiții ar putea țara noastră încheia un nou contract cu Gazprom? Invitații mei din această seară sunt comentatorul politic Roman Mihăieș, bună seara, bine ați venit, și expertul în energetică Sergiu Tofilat, bună seara și bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Spuneam despre starea de alertă anunțată pe piața gazelor de autoritățile de la noi. Ce înseamnă asta? Situația este atât de proastă sau este mai degrabă o măsură care se prevadă o eventuală criză? Este o măsură, da, care se prevadă o eventuală criză. Sunt niște proceduri standarde care permit companiilor de termoficare să treacă de la gaz la păcură. Noi ne confruntăm cu situația că Gazprom intenționat a redus volumele de gaz pentru octombrie cu circa o treime și noi trebuie să găsim măsuri pentru a reduce consumul pe intern și respectiv una de măsuri să treacă centralele de termoficare la păcură. Pentru asta este necesar formal de a aproba această procedură. Deci n-ar trebui să ne alarmăm prea mult, să așteptăm măsuri de la autorități. Altfel, pur și simplu, ar avea întrebări organele de anchetă de ce nu se folosește gazul și se folosește păcura. Și plus, noi trebuie să ne asigurăm că dacă nu merge, spunem așa, planul A, planul de bază, să găsim limbă comună cu Gazpromul, să avem un contract pe termen lung, trebuie să ne pregătim planul B de rezervă, să putem procura gaz din alte surse. Respectiv, Energocom, traderul de stat, trebuie să caute oferte în regiune. O să discutăm numai decât despre acest plan B. Da. Ați reușit astăzi să urmăriți, poate, ședința Parlamentului? Bine, eu am pregătit, acolo au fost câteva replici cei de la subiectul gazelor inclusiv. Prăționării cu gaze, dacă ați observat. Între Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, da. Andrei Spânu, și cei din BEX. Da, și acolo au încercat doi deputați comuniști, Voronin și încă unul, să ia cumva, da, să facă glume, cumva, să introducă o situație de asta, să zic, mai cu critici, da, asupra aprovizionării cu gaze, la care am văzut că domnul Spânu a avut o replică pentru ei. Eu vă propun să urmărim această replică. Am să rog colegii să includă materialul și ne întoarcem. Pentru a vorbi despre modificarea legii privind dezvoltarea regională, odată ajuns la tribună, a fost luat la întrebări de aleșii poporului și despre gaz. Vă spun să slucem și să vă fiți zis în tribune, te și cu gazul. Și cu combustibil. Vedeți cu cât umor întreabă, da. Știam că o să mă întrebați și n-am să scăp de această întrebare. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați semnat protocolul din 23 aprilie 2007 între Republica Moldova și Gazprom. Și vă spun, dacă nu țineți minte, vă spun eu cine a semnat. A semnat Zinaida Greceanăi și Oleg Redman, în care dumneavoastră ați recunoscut datoria pe care o are Moldova Gaz față de Gazprom, v-ați angajat să faceți tot posibilul ca să nu mai avem acea datorie. Eu am o întrebare inversă. Ce ați făcut ca să nu ajungem în situația asta? Ca într-un spectacol, replicele celor doi erau însoțite de aplauzele deputaților, după ce Andrei Spânu le-a amintit că, pe vremea când Partidul Comunist se afla la guvernare, datoria față de Gazprom a fost recunoscută, în Parlament au izbucnit scântei. Ați adus țara asta să fie șantajată, energetic. На протяжении всех этих лет мы не имели проблем с газом. Вы проспали сроки, и сегодня вы ищете крайних. Это неправильно. Газ в Молдове был, газ в Молдове был по приемлемым ценам, газ в Молдове и сейчас мог бы быть. Сусы энергетичи, дорогой мой, întotdeauna au fost și o să fie elemente politici. Voi să fiți mai atenți când vă implicați în diferite aventuri legate cu Crimsca platformă, cu alte chestii și așa mai departe. De ce Matania nu ți-a deschis ușa nici Miller? Îți dai nasul în jos și te apuci de lucru. Indiferent cine v-a deschis dumneavoastră ușa, dumneavoastră ați adus țara unde ați adus. Generația mea răspunde și acum trebuie să scoată toată
mizeria pe care ați făcut-o până acum. Spiritele încinse s-au calmat cu greu. Deși Vladimir Voronin și Oleg Reidman nu mai aveau microfoanele conectate, polemicile au continuat. Haideți în subiecte de genul ăsta, mai puțin în politică, mai puțin emoții și mai mult lucru. E utăcnienii la ce? Precizare la utăcnienii, nu este așa ceva. În urma convocării de miercuri a Comisiei pentru Situații Excepționale a fost declarată stare de alertă în sectorul gazelor naturale. Asta în contextul în care țara noastră nu a semnat deocamdată un contract cu Gazprom, iar gazul livrat în acest moment nu atinge nivelul necesar. Drept soluție alternativă, începând de miercuri, termoelectrica a început folosirea păcurii. Aceasta dispune de peste 16.000 de tone de păcură, dar și de rezerve naționale, cantitatea căreia însă reprezintă un secret de stat. De asemenea, la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, s-a decis ca Energocom să înceapă negocierile cu Ucraina și România pentru a procura gaze naturale. Ne-am întors în studio. Ce părere aveți de acest moment din Parlament? Domnul Voronin spune că întotdeauna gazul a fost o armă politică. Apropo, domnul Voronin are dreptate. Într-adevăr, Federația Rusă, în spiață Gazprom și Kremlinul, de-a lungul timpului au folosit gazul ca armă politică în negociere, nu doar cu Republica Moldova, cu alte țări inclusiv. Aici sunt câteva episoade triste pentru Republica Moldova. Primul ar fi cedarea pachetului de control către Gazprom, urma unui șantaj din 97, 98, 99. Eu am citit chiar azi raportul de zbitor, putem asta, cu elementele de... pentru datorii de maximum 50 de milioane de euro sau de dolari către atunci. Pot eu să detalizez un pic? Da, da, să vă rog. Da. În decembrie 93 a început prima tentativă, adică prima etapă de șantaj. Atunci Gazprom ne-a ridicat unilateral prețul pentru Republica Moldova de la 38,5 dolari la 80 de dolari. Pentru comparație, țările CSI plăteau 50,5 dolari, Uniunea Europeană plătea medie 72-73 de dolari, inclusiv costul de transportare de la Moldova până în UE. Deci noi, pentru Moldova, a fost numit cel mai mare preț din Uniunea Europeană. Cam acum în suntem în aceeași zonă, la capitolul cel mai mare preț. Apropo, nu chiar așa. Să fac o paranteză, noi astăzi, conform informației de la guvern, plătim 790 de dolari, 1000 de metri cubi. M-am uitat special pe toată Europa, nimeni nu plătește prețul ăsta. E mai mult. Cine plătește mai mult? Nu, pe piața spot prețul este mai mare. Da, da, e piața spot, dar noi vorbim de operatorii concreți din țările respective. Nu, spunem așa ca să finalizez ideea, deci la cea primă tentativă de șantaj, în rezultat, în 94 noi am acumulat datorii, plus Transnistria n-a achitat, a început să nu achite consumul de gaze, plus tot atunci penalitățile pentru întârzierea achitărilor au fost mărite de peste 17 ori comparativ cu țările vecine. Și noi într-un an am acumulat datorii de aproape 300 de milioane de dolari. Și atunci Gazprom a zis, mai vreți gaz? Ne dați nouă jumătate în acțiuni la conductele magistrale. Atunci a fost creat GazSnap Transit, predecesorul Moldova Gaz. În 98 istoria practic s-a repetat cu crearea Moldova Gaz. În 2000 este un articol foarte bun publicat în Vedomosti, se numește Moldova a cedat, Moldova zdalasi. Atunci, în plină iarnă, la sfârșit de februarie, Gazprom a întrerupt livrările de gaz, tot sub pretextul existenței datoriilor, și ne-a impus să plătim, adică a pus niște condiții să plătim toate datoriile, să interzicem oricărui alt furnizor de gaze să vină pe piața Republicii Moldova, deci practic să dețină monopolul, să ne subjuge definitiv. Deci tentative din astea sunt bine, în permanență. Ce aș putea să adaug? Că astăzi suntem într-o situație în care Gazprom îți vinde singur lui gaz în Republica Moldova, pentru că îi controlează întreprinderea Moldova Gaz. Aici eu trebuie să spun că partea care o deține întreprinderea asta tot e a Gazpromului. O gestionează tot ei. Da. Adică ei nu au 50%, dar cât, dacă noi avem 35%, ei au 65%. Trebuie să spunem franc asta. 63-4. De fapt, o să spunem așa. Da. Și atunci, ce se întâmplă? Din câte am înțeles eu așa din sursele mele, Kremlinul și Gazpromul face presiuni nu doar pe partea moldovenească, dar și pe europeni ca să suspende sau să redacteze ce se numește pachetul numărul 3 energetic, da? Ce înseamnă simplu asta? Înseamnă că Gazpromul trebuie să cedeze în Republica Moldova distribuția. Și atunci, dacă, eu nu cred că Gazpromul își dorește foarte mult să cedeze în Republica Moldova distribuția ca să se termine situația asta
care este astăzi, din punctul meu de vedere, chiar și nelegitimă, când Gazprom își vede tot sie prin întreprinderea Moldova Gaz, este o situație de conflict de interese ca minimum aici, nu? Nu, ne vinde gaz nouă. Deci, într-adevăr, astăzi noi suntem la un șantaj din partea Moscovei, în care, deci, un șantaj și a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. Agendele sunt diferite. Ceea ce ține de UE, acolo e obiectivul ca Gazprom să dea în exploatare gazoductul Nord Stream 2, adică el deja, lucrările sunt finalizate, dar urmează procedura de certificare. Și abia în ianuarie, regulatorul din Germania urmează să facă prima evaluare, după care regulatorul din UE, deci mai durează. Gazprom pune presiune pentru a da în exploatare acel gazoduct, construit strict, iarăși, din interese politice, de a pedepsi Ucraina, pentru că ei au decis să ia calea integrării europene. Deci două obiective diferite, iar Republica Moldova la mijloc. Nu, Moldova, ei au probabil altă agendă, de care eu cred că vom afla în curând. Un alt aspect de care a spus domnul Mihaieș ține de pachetul Energetic 3, care la fel a fost elaborat de Uniunea Europeană din cauza poziției dominante a Gazpromului. Deci una din condiții este că cel care este proprietar a gazoductului nu poate permite unui singur furnizor de gaz să ocupe mai mult de 50% din capacități. Deci această condiție se extinde și asupra gazoductului Nord Stream 2, iar Moscova vrea să fie făcut o excepție pentru Nord Stream 2. Iată și tot. Aici, scopul este aici, să pedepsească Ucraina. Dumneavoastră ați punctat bine. Tocmai asta și eu am vrut să spun. Să dă grele pe câteva poziții, una dintre care este că Moscova luptă și luptă de mulți ani ca să anuleze cumva pachetul ăsta numărul 3 energetic. Acum, bine, în Parlament, în aceste săgeți, am câteva informații, totuși au străbătut că se șantajează cu datoria Republica Moldova. Guvernul nu spune deschis lucrul ăsta, dar pentru rânduri lucrul ăsta se citește. S-a menționat și despre asta. Da. Haideți să fim corecți. În momentul când noi avem, bine, nu noi, dar regiunea transnistreană are 7 miliarde de dolari datorie, ea trebuie cumva gestionată această datorie și asta e pregătit presiune din partea Kremlinului. Clar că nu noi trebuie să o plătim, dar lucrul ăsta trebuie cumva și într-un document de specificat. Opinia mea, care eu astăzi deja e consolidată, este că ca să ieșim sub acest șantaj, am o singură soluție. Și anume, datorită faptului că avem posibilități tehnice deja, Moldova Gaz sau Guvernul Republicii Moldova trebuie să insiste ca Moldova Gaz să încheie un contract cu România, cu Transgazul din România. Eu cred că lucrul ăsta este unul realizabil, pentru, cel puțin pentru sezonul ăsta de încălzire, astfel încât să avem timp de respiro, să avem o tactică mai de pe poziție mai bună cu Kremlinul. România cam la ce preț ar putea să ne livreze gaz? Dumneavoastră știe mai bine detaliat în text, dar eu cred că până la urmă se poate obține un preț, dacă ar amestica, așa mi-a spus mie un expert din România, dacă amestecă gazul cu producția românească locală cu gazul rusesc, poate să iasă un preț cât de cât în jur de 400 de euro dolari maximal. Adică nu știu dacă asta e real. Dumneavoastră deja știți mai bine, probabil. Înjumătățit de ce aici plătim. Nu cred că asta e permite legislația europeană, pentru că toți sunt obligați să ofere fie gazul, fie energia pe bursă. Da? Pentru că atunci se creează, spunem, asta nu este permisă de legislația de concurență. Deci, referitor la cele discutate în Parlament, știți, mie, deci, din păcate, politicienii noștri, mai ales cei de generație veche, au obrazul foarte gros. Comuniștii, înainte să ridice vocea, să deschidă gura în genere, în privința situației de pe piața gazelor naturale, ei să răspundă la întrebarea ce au întreprins ei timp de 8 ani cât au fost la guvernare pentru a diminua dependența Republicii Moldova de gazele rusești. Și am să dau două exemple. În 2000, iată, spuneam de situația când Gazprom ne-a stopat livrarea gazelor. Vara în 2000 a fost aprobată strategia energetică. În ea era scris că Moldova sau guvernul va întreprinde măsuri pentru interconexiunea pe gaze cu România. Peste 7 ani, în 2007, a fost aprobată o nouă strategie energetică până în 2020. În loc de guvernul va întreprinde măsuri, a fost schimbat un singur cuvânt, va întreprinde pași. Iată, 7 ani de zile de lucru productiv au schimbat cumva două cuvinte în strategie. Și acum ăștia ne fac nouă lecții. Ceea ce vor alianța comuniștilor, socialiștilor, este exact agenda dictată de Kremlin. Veniți și vă închinați, pupați mâna lui Putin și poate noi o să ne gândim să discutăm prețul gazului,
Dar să știți un lucru, Moscova niciodată nu dă nimic pe gratis. Tot timpul vine nota de plată. Ne uităm la Belarusia, care s-a transformat într-un stat, regim totalitar. Ne uităm la Ucraina, care a permis să a extins contractul de aflare a armatei ruse în Crimeea, a flotei ruse, cu ce s-a terminat. Deci nota de plată, oricum o să vină gaz gratuit de la ruși, niciodată nu o să ai, deci pe gratis nu dau nimic. Deci rezultatul în care suntem acum, punctul în care suntem acum, este rezultatul guvernării de cândva. Deci, iată, luăm un exemplu foarte simplu. Timp de 30 de ani, până în 2019, nicio guvernare de la Chișinău n-a găsit timp și posibilitate să ne interconectăm cu România. Da? Să avem o sursă alternativă de procurare a gazului. În 2019, când expira contractul de tranzit a gazului între Gazprom și Naftogaz, existau incertitudini, o să avem gaz la 1 ianuarie sau nu. În jumătate de an s-a modernizat gazoductul transbalcanic, prin care gazul vine din Rusia, Ucraina, Moldova și merge în Balcani. S-a modernizat să fie gazul pompat în revers, în direcție invers. Deci noi azi putem lua gaz în regim revers. Deci ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani, s-a făcut în 6 luni datorită factorilor externe. Nu exista voință politică. Și ăștia acum ne dau nouă lecții. Mi-e rușine că noi avem așa deputați în Parlament. Domnul Redman Genre trebuie să facă pușcării pentru mizeriile care le-a făcut. Tentativă de atac Raider la Banca de Economii, că a transformat, a fost inițiatorul modificării legislației pentru facilitarea tranzitului de bani murdari din Federația Rusă. Deci el are de răspuns la multe întrebări. Apropo de neimplicare, în cazul în care aceste discuții cu Gazprom porneau mai devreme, în cazul în care guvernul se implica, pentru că mi-amintesc că Maia Sandu declara că guvernul nu are nicio treabă inițial. Nu, s-a spus altfel. Domnul s-a spus că președinția nu are nicio treabă, că este un agent economic. Declarația asta a fost interpretată. Eu cred că trebuie să înțelegem un lucru. Ceea ce am desprins chiar și în declarația doamnei Maia Sandu, ceea ce am desprins în declarațiile experților în energetică, Republica Moldova are o singură soluție bună și durabilă ca să cumpărăm gaze, în primul rând, în sezonul de încălzire, când el e mai ieftin. Pentru asta trebuie să închiriem sau să facem un depozit de gaze. Ori în România sau în Ucraina. Cred că dumneavoastră, domnul Tofa, sunteți de acord cu asta, că avem nevoie de un depozit de gaze. Sigur. Acum, cum spuneți dumneavoastră, 30 de ani nimeni nu s-a ocupat cu chestia asta. În toate guvernările, cu mici excepții, strezeau în octombrie-noiembrie că avem probleme cu Gazpromul. Și, cum zic moldovenii, pajarul năpăreat, adică în regim de pompieri, se încearcă de a rezolva cumva problema. Eu sper că guvernarea actuală nu este naivă să creadă că Kremlinul va da înapoi, că ne va face concesii. Ei, dacă vor face concesii, vor cere niște cedări foarte mari din partea guvernului moldovean, care noi nu trebuie să mergem la chestia asta. Despre ce cedări este vorba? Păi e foarte simplu. În primul rând e vorba, cum am mai spus noi deja aici, de pachetul numărul 3 energetic. Primul a fost Filat care a mers la Putin. Și apropo, Putin l-a primit pe Filat și din culoare de discuții s-a discutat de pachetul 3 energetic. Dacă vă ziceți, Filat a venit în Parlament și a cerut amânarea implementării lui. Acum eu nu cred că deranjează asta pe Danș. Sunt alte două chestii despre care putem vorbi. Da, poftim. Dacă știți care mai chestii sunt acestea? De ce se tergiversează semnarea contractului? Ce se joacă acolo? Ipoteza că, iată, dacă se începeau negocierile imediat după instaurarea guvernului, poate nu ajungeam în situația asta. Este o ipoteză falsă. Deci toată Europa acum încearcă să găsească soluții cum să reducă consumul, să reducă dependența de gazele rusești. Și ce ar fi schimbat dacă guvernul începea negocierile în august sau în septembrie? Absolut nimic. Deci Gazprom are o agendă foarte clară. Partidul pro-rus pe care ei îl susțineau a pierdut alegerile și acum scopul Rusiei să șterbească, să submineze această nouă guvernare. Cu toate instrumentele posibile. Cu cât mai rău va fi în țară, cu cât mai bine pentru partidele pro-rus. Agenda e simplă. Acum ce ține de condiții? Sunt cel puțin două despre care noi putem vorbi deschis. Prima, Gazpromul ar fi, hai să spunem așa, nu Gazpromul, că deciziile se iau în administrație de la Kremlin. Kremlinul ar fi interesat să mențină formula contractuală prin care gazul rusesc ajunge în Transnistria prin intermediul malului drept, adică noi ne asumăm să semnăm cu dânsul contract, să ne asumăm să acumulăm datorii, nu Gazpromul. Știți de ce Gazpromul nu semnează direct contract cu Tiraspolul? Pentru că este un regim nerecunoscut. Asta e echivalent cu finanțarea terorismului.
Gazprom este o companie publică. Acțiunile scotează la burse, ei iau credite la bănci internaționale și respectiv apar consecințe când tu ești implicat în finanțarea terorismului. Și de asta ei cu mânuța Moldova Gaz, unde au controlul majoritar, și folosindu-se de situația că noi depindem de gazul rusesc pentru a produce energie electrică, ei pe noi ne constrâng, vreți lumină, dați gaz în Transnistria pe datorie. Asta e una, ceea ce vor ei să mențină lucrul ăsta. Și asta e gazul ăsta care e transmis în Transnistria pe datorie, pe degeaba. El este sursa principală de finanțare a regimului neconstituțional de la Tiraspol. Peste o treime din bugetul lor se formează din revânzarea acestui gaz. Și a doilea aspect, dacă deschidem protocoalele ultimele comisiilor mixte Moldorusii, 2019-2020, Gazprom încearcă să transpună pe guvern datoria malului drept de peste 700 de milioane de dolari. Deci acum este o datorie comercială. 7 miliarde, da? Da, vreo 7,3 miliarde e malul stâng și vreo 700 de milioane e malul drept. Total peste 8 miliarde. Deci Gazprom încearcă datoria a noastră malului drept, de vreo 700 de milioane de dolari, să o transmită de la Moldova Gaz, să o pună în spatele guvernului și bugetului de stat. Adică acolo să fie semnătura guvernului. Pentru că astăzi, pentru această datorie, este responsabilă Moldova Gaz cu tot patrimoniul care îl are, care sunt peste 700 de milioane de dolari, unde deja Gazprom jumătate e mină, jumătate e parțin. Și am văzut, și apropo, și Edis Viitorul, mă bazez pe acest raport, că scris niște experți credibili, inclusiv de actualul ministru economiei, ei declară că la balanța Moldova Gaz nu sunt luate investițiile cetățenilor. Asta e un alt subiect deja. E alt subiect, da, dacă să luăm așa ca subiect în complex, nimeni nu știe că nu s-a făcut o evaluare cât au investit cetățenii în aceste rețele, pentru că conform legii privind protecția consumatorilor și alte legi a Republicii Moldova, aceste cheltuieli trebuia să le poarte Gazpromul de acordarea cetățeanului la... Trebuie să poarte Moldova Gaz, fie de la bani de la acționari, fie din împrumuturi. Ok, și acum dacă facem o evaluare, nu știu care e cifra exactă, am auzit chiar și de 1 miliard de euro, am auzit. E ca toți împreună. Bine, dar 500 de milioane, cred că valorează toată Moldova asta. Chiar eu, personal, că am recordat părinții, tot am plătit vreo 1000 sau vreo 2000 de euro, cu tot cu cazan, cu tot cu... Asta e o altă problemă și necesită o emisiune aparte, ea nu ține de relație. În ce context am spus chestia asta? Dar ea oricum trebuie rezolvată. De acord. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat, dacă se ajunge la faptul că Gazpromul, ca oricare creditor, da? Eu așa mă înțeles din culise, că ei spun așa, noi în orice moment putem să punem hotărârile judecătorului ăștia la executare, da? Apropo, iată bine că ți-am amintit. Deci, ceea ce spune domnul Mihăiș se referă la faptul că din 24.000 de kilometri de gazoducte de distribuție care sunt în țară, o treime aparțin la Moldova Gaz, două treime aparțin asociațiilor de consumatori, primăriilor, administrațiilor publice raionale. Deci acestea sunt gazoductele construite începând cu sfârșitul anilor 90 și până în prezent. Din programul național de gazificare. Diverse programe acolo. Iată, asta e o chestie făcută de regimul comunist pe care noi acum trebuie să o rezolvăm. Și Dodon promitea la Moscova că, iată, știți, în contul achitării datoriei malul drept, haideți să luăm gazoductele care oamenii au dat bani, care au dat câte 5.000, câte 10 și câte 25.000 de lei au dat gospodăriile. Ia ca gazoductele este noi o să le iau și o să le cadonăm Moscovei. Acum, eu am trimis o notă în Parlament, nu știu dacă a fost examinată, un proiect de hotărâre, de fapt. Afirmațiile domnului Dodon contravin la cel puțin 4 prevederi din 4 legi diferite. Deci, ce și ține de patrimoniul administrației publice locale, deciziile le iau consiliile locale sau raionale. Ea ca lasă Dodon să duc prin 1000 și ceva de sate, să discute cu consilierii și să-i convingă Consiliul să voteze să cadonăm asta Moscovei. Deci este ceva absurd. Deci, la urmă, nu se discută doar prețul pentru gaz, așa cum asta ce am vrut să spun foarte important aici. Dacă vreodată Gazprom va decide să execute acele hotărâri judecătorești care ei le-au pe circa 7 miliarde de dolari de care ați vorbit dumneavoastră, domnul Tofilat, sigur că ei au tot dreptul să o facă. Ei nu o fac de motive politice, pentru că ei se ocupă cu șantajul Republicii Moldova prin aceste datorii, da? Dar dacă vreodată o să vrea să pună la executare, atunci Republica Moldova va avea tot dreptul să atace aceste datorii în instanță, să le facă o verificare sau, dacă doriți, o evaluare a acestei datorii, pentru că eu nu cred că datoria asta este una reală. Sunt voci care spun că mai mult de jumătate din datoria regiunii transnistrene sunt penalități,
în baza contractului respectiv, care nu este unul public, trebuie de verificat dacă este legal contractul semnat 98-99 de fondare a întreprinderii și așa mai departe. Sunt un set de întrebări. Deci, ideea mea este următoarea, care o împărtășesc majoritatea, văd că expertul. Trebuie să existe o evaluare a datoriei. Ucraina a făcut aceste evaluări. Cândva și-a câștigat aproape vreo două dosare împotriva Gazpromului. Și rușii au plătit vreo 3 miliarde de euro de câte am văzut azi în presă. Deci eu cred că la un moment dat, dacă Gazpromul va pune în funcțiune aceste hotărâri, Republica Moldova va trebui să se apere și să ceară evaluarea acestor datorii. Eu chiar aștept să vină Gazpromul și să solicite recuperarea acestor datorii. În primul rând, datoria asta totală de 8 miliarde de dolari, inclusiv malul stâng, malul drept, ea are două componente. Tot ce s-a acumulat până în decembrie 2005, Gazpromul a cesionat-o, a trecut-o la balanța unei companii fiice, Factoring Finance. E vorba de 1,2 miliarde de dolari. Ceea ce s-a acumulat din 2006 până în prezent, încă 6,8 miliarde, asta se datorează inclusiv creșterii prețurilor la gaz, asta e ceea ce Moldova Gaz datorează către Gazprom. Deci, prioritar, evident, haideți să ne clarificăm, dar cum a avut loc separarea datoriei între malul stâng și malul drept? Exact un an în urmă, eu cu colegul meu, domnul Șoitu, am publicat un studiu referitor la datoria malului drept a Republicii Moldova. Da, Gazprom pretinde că noi n-am achitat vreo 720 de milioane de dolari. Doar din informația de care dispunem noi, public, documente care le mai avem, Gazprom ne-a prejudiciat cu cel puțin 950 de milioane de dolari. Deci, evident, înainte de a semna careva acte cu Gazprom, privitor la datorii, băieți, hai să facem o verificare la Moldova Gaz. Ce ar trebui întreprins ca să se întâmple această verificare? Cine ar trebui să ia atitudine în acest sens? Legal, acum, parțial... Guvernul poate să facă lucrul ăsta, pentru că el are 30%. Pot acționarii să contracteze sau poate fi modificată legea curții de conturi. Uitați-vă, domnul Fala, ceea ce mă miră pe mine, că toate guvernele Moldovei au încercat să rezolve problemele cu Gazprom cumva la masa de negocieri, fără a face pași care să nu fie coordonați cumva cu Gazprom. Eu cred că a venit momentul, ca guvernul actual, ținând cont de situația gravă în care suntem noi, deja excepțională, să apeleze la o firmă de audit internațional, pentru că asta îi permite legislația Republicii Moldova, dar și cea internațională, să facă o evaluare, în primul rând, a întregii contabilități a întreprinderii interne, într-al doilea rând, a datoriei, pentru că să terminăm într-o zi să știm exact care e datoria, pentru că cifra asta de 8 miliarde este foarte mare și ea depășește, pardon, ea se apropie de PIB-ul Republicii Moldova, PIB-ul e 12 miliarde, datoria către Gazprom 8 miliarde. Dar, repet, opinia mea fermă este că guvernul pierde timp. Trebuie desemnat un guvern, cu guvernul României urgent trebuie să meargă mâine pe mâine o delegație să semneze măcar 50% din consumul de gaze al Republicii Moldova, dacă nu chiar 100%, să fie acoperit prin gazoductul Iași, Ungheni, Chișinău și dumneavoastră, îmi pare că ați mai spus că mai sunt două posibilități acolo de a aduce gaze. Este la nord, este la sud gazoduct, numai că nu funcționează așa legislația în Uniunea Europeană. Deci înțelegerile între guverne nu se încadrează în cadrul legal. Există operatorii sistemului de transport care au obligații de acord, operatorii sunt bine. Exact. Este Moldova Transgazul, operator de sistem. Este Energocomul care are licență din partea statului. Deci ei pe platforma comercială deja pot să înțeleagă care ar fi un preț noastră, de... ați început tema asta. Despre real. Prețurile fluctuează destul de mult, deci noi vorbim de piața spot, care este o piață speculativă, unde prețul se determină în baza cererii și ofertei. Cererea este destul de mare, oferta e mică, asta a condus la creșterea prețurilor. Principalele volume de gaz care se livrează în UE, ele sunt în baza contractelor pe termen lung, unde există formulă, prețul legat de prețul la petrol. Piața spot are un 20-30%, asta e pentru suplinirea depozitelor de gaz subterane care le au Uniunea Europeană. Acum e un deficit de gaz la nivel regional, am să spun, pe piața din Asia. Asta a generat un deficit de gaz în piața UE. Deci, ca să înțelegeți, anul trecut, prin noiembrie-decembrie, când a pornit vaccinarea, economia Chinei a început să relanseze și s-au relansat ceva mai repede. Plus ei s-au dezis de cărbune, asta a crescut cererea pentru gaze. La fel, Japonia refuză de centralele nucleare și
pe un anumit termen vor folosi gaz pentru producerea energiei. În situația asta s-a creat un deficit de gaz pe piața din Asia. Da? Și toți traderii care vând gaz petrol, gaz natural lichefiat, practic toate vasele cu gaz au fost direcționate încolo, în Asia. Acest lucru a creat un deficit pe piața din Uniunea Europeană. Primăvara, nivelul de gaz în depozitele subterane din UE a ajuns la 30%. Deci ei trebuiau deja să înceapă a le supleni, să pregătească de următorul sezon. Aceasta a creat o cerere suplimentară pe piața UE, la fel s-au început a relansa economiile și a început a crește cererea. Și asta a condus la majorarea prețurilor. Deficitul vorbim de prețul din contract cu Gazprom, cam cât credeți? Mai sunt șanse să fie cel vechi? Deci din 2006, noi dacă vorbim la prețuri legate pe contracte pe termen lung, formulele legate de prețul la petrol ar fi între 250-300 de dolari. Ăsta e unul rezonabil. Dacă vorbim de piața speculativă, piața spot, acum prețurile sunt între 1000-1200 de dolari. Ele pot să diferi în funcție cât de cald sau frig va fi iarna, va fi sau nu gaz, că sunt mai mulți factori pe care noi nu putem influența. Asta știți cum am încercat să ghicim ce temperatură medie va fi în luna decembrie sau în ianuarie. Nu mă apuc să spun așa ceva. Nimeni nu se apucă. În schimb, asta ne oferă și careva, spunem așa, da, este o situație de criză, dar trebuie să ne uităm și la ce oportunități ne deschide lucrul ăsta. Pentru că, da, Gazprom vrea acum pe termen scurt să încerce să șantajeze Uniunea Europeană, Republica Moldova, încercați băieți. Dar consecințele sunt... deci ei practic se împușcă în picior. Situația asta favorizează dezvoltarea altor tehnologii. În primul rând, acum, pe termen scurt, vedem, în septembrie s-a redus consumul de gaze cu vreo 5% la consumatori industriale, nu e. În octombrie, pentru primele 10 zile, consumul a scăzut cu 12%. Și ca să vă închipuiți, centralele electrice din UE, lor le-i mai convenabil să ardă cărbuni și să plătească emisiile de CO2, pentru că trebuie să plătești pentru lucrul ăsta, lor le-i mai ieftine decât să cumpere gaz. Deci se dezvoltă tehnologiile pe hidrogen, vor fi investiții masive în regenerabile, în energie verde. Mai sunt alte câteva tehnologii care abia încep să dezvolte, cred că în curând o să aflăm, plus țări precum exportatoare de gaz LNG, Qatarul, Statele Unite, Australia. Ei investesc deja de câțiva ani în construcția terminalelor suplimentare. Deci va fi mărită oferta de gaz în piață. Pe termen scurt, Gazprom va câștiga, dar pe termen lung el pierde. Vorbind de acest preț ridicat pentru gaz, cei de la guvern spuneau că caută să identifice soluții, să ofere un suport financiar consumatorilor. Avem bani în buget pentru asta? De unde s-ar lua bani? Pentru ce perioadă? În cât ar consta acest suport? Bine, eu pe scurt, ce pot zic aici? Am văzut că România a votat legea consumatorului vulnerabil. Sigur că România are alte posibilități decât Republica Moldova. Și acolo sunt prevăzute o serie de măsuri de compensare pentru fiecare consumator vulnerabil. Acolo este o formulă după care se determină care cine este consumator vulnerabil. Și după caz, ori se plătește o parte din factură, ori se acordă cărbune, sau depinde dacă cetățeanul trăiește undeva, eu știu, în alte localități rurale, sunt mai multe posibilități de ajuta. Am citit astăzi și raportul Comisarului European pentru Energie, a fost publicat astăzi, pe 14 octombrie, unde dumneai tot insistă pe noțiunea asta consumator vulnerabil. Eu cred că trebuie să transportăm și noi legislația Republicii Moldova, cumva să acordăm legislația, să prevedem ce înseamnă consumator vulnerabil și cu ce îl putem ajuta din partea statului, pe timpul, cel puțin la sezonul de încălzire. Nu știu care ar fi formula exactă, dar eu cred că trebuie să apuce guvernul de lucru ca să treacă prin Parlament noțiunea asta. Deci lipsa acestei prevederi pune oarecum în dificultate. Nu pune în dificultate, există mecanismele vechi pe care s-au acordat aceste, dar ele sunt criticabile, pentru că prea multe persoane intră și nu-i și ceață mare. Adică dacă se iei așa, după legislația veche, sute de mii de consumatori care pot să-i aduce. Da, exact. Adică se pierde noțiunea economică, ca să zic așa. Da, trebuie să ai careva temei legală în baza cărora să iai decizii. Bun, problema e că de la votarea unei legi, din păcate, bani mai mulți în buget nu o să apară.
în situația asta, probabil Ministerul Finanțelor trebuie să vină cu propuneri de modificare a bugetului, să vedem pe partea de cheltuieli unde putem să le reducem, să lăsăm poate anumite proiecte pentru anul viitor sau, nu știu, să ne dezicem de ele. Deci să identificăm o parte din resurse pe interior și să ne adresăm, să ne împrumutăm de la partenerii străini, fondul monetar. Deci asta ar fi o salvare, împrumuturi. Altă soluție noi nu avem, din păcate. Da, va trebui să ne împrumutăm, în schimb vom, știți cum, eu cred că independența Republicii Moldova și integritatea teritorială costă ceva mai scump decât câteva sute de milioane de dolari. Da. În această seară, prim-ministra Natalia Gavriliță merge la Minsk? Nu merge, participă la conferință online. Online. Cred că zboară mai degrabă. Nu, conferință online. Eu m-am informat. Ai online? E online conferință. Adică unii o să fie prezenți fizic acolo, dar ceea ce am atras atenția că doamna Gavriliță o să participe online. Deci nu va avea ocazia să poarte o discuție cu Vladimir Putin la subiectul gaze. Legea nu interzice, știți cum. Uitați-vă, eu, de câte înțeleg eu... Bine, haideți să fim acum direcți, da? Domnul Spână nu a fost pe mine, domnul Miller. Asta e un semn foarte clar. Pentru mine asta... Că putin... discuții mai, la nivel mai înalt nu se vor purta. Dacă nu l-au primit pe ministrul de resort și n-au vrut să discute, eu cred că situația e clară. Kremlinul și-a formulat o anumită pretenție care... Bine, astăzi Voronin a încercat să atragă atenția la chestia asta cu Crimeia, platforma Crimeei, da? Ar fi un fel de... Asta e un pretext. Și declarațiile mai Sandu când a declarat că... Dar nu trebuie Crimeia să excludem... Fost... Nu trebuie să excludem totuși... Iarăși ipoteză falsă. Bine, trebuie să spunem ipoteza asta că este și o chestie politică trebuie luată în calcul. Adică Kremlinul pedepsește pentru ceva Republica Moldova. Ne vrând să discute, ne dându-i domnului Spânu întâlnirea cu Miller, refuzând, înțelegeți, noi am ajuns la o situație destul de tristă. Dacă credem anumite surse, noi mai avem rezerve de maxim sau două de gaze. Deci e simplu, ne uităm la declarațiile domnului Lavrov, da, ministrul de externe rus. El ce spune că noi așteptăm să vină mai Sandu la Moscova. Da, ar schimba simplu. Asta situația? Fix asta, fix asta e vociferat de toate, nu știu, toate megafoanele rușilor, toți agenții de influență ruși în Moldova, inclusiv și din Parlament. Ce-ți va la Moscova? În primul rând trebuie să înțelegem un lucru. Deciziile legate de Gazprom și prețul la gaz și proiectele investiționale nu le vociferează șeful Gazpromului Miller. Adică nu le decide el. Se decide în Kremlin. Deci acolo nu există separarea puterilor în stat. La noi lucrul ăsta există. Ceea ce vrea Moscova este să ne bage pe noi în aceeași mocirlă. Noi suntem, încercăm să construim un stat democratic unde fiecare are responsabilitățile sale după lege. Da? Este responsabil guvernul, este responsabil ministerul, iată la acel nivel, îi poți să discute. Nu are treabă președintele să discute lucrul ăsta. Ceea ce așteaptă Kremlinul este exact să ne prindă pe picior greșit. De aici îi spun că noi vrem relații reciproc avantajoase cu Moldova. Reciproc avantajoase, prietenești, înseamnă că prietenul se cunoaște la nevoie. Iată, noi suntem în nevoie. Ce fac rușii? Ne întorc spatele. Deci ei cu siguranță nu ne sunt prieteni. Și ei numai și așteaptă că noi, fiind într-o situație dificilă, să venim cu mâna întinsă la dânșă. Și dacă această presiune va continua, credeți că Maia Sandu va da curs aceste invitații? Iarăși, varianta că doamna președinte să meargă la Moscova să discute, poate cumva obține un preț mai mic la gaz, repet, Moscova niciodată nu dă nimic pe degeaba. Pe lângă această reducere la prețul la gaz, va veni o altă factură mult mai serioasă. Da? Am spus, de Crimeea, uitați-vă la Belarus. Deci, factura oricum o să vină. Noi nu trebuie să ajungem în situația în care să devenim șantajabili. Bine, aici, domnul, aflați soluția care ar fi de urgență. Și noi trebuie să ne pregătim, să ne facem tema pe acasă, să le spunem la Gazprom. Băi, vezi, ori voi ne dați la condiții normale, contract pe termen lung, legat de prețul la petrol, cum a fost negociat în 2006, tot rușii au propus formula asta, negociat de Dodon și Greceană. În 2020 am înțeles că au schimbat formula. E numai perioada de vară, dar acolo e consum 15-20%. Ori înseamnă că noi n-a să vă plătim vouă la preț. Pot merge și luăm piața europeană. Deci să ne așteptăm că acest contract totuși la sfârșitul lunii să nu fie semnat. Uitați-vă, și ce ar însemna asta? Eu cred că trebuie să fim realiști. Contractul nu o să fie semnat cu Gazprom, pe condițiile lor.
Asta ar însemna în genunchiere Republicii Moldova cu niște... Noi totuși avem factorul Transnistriei. Eu vreau să văd cum rușii vor să livreze gaz în regiunea Transnistriană. Ceea ce bănuiesc eu că rușii pot să sugereze Republicii Moldova. Luați din România 50 sau 70% și noi dăm 30% pentru Transnistria, ceva de genul ăsta. Ar putea să fie și asta, da. Eu cred că eu așa am înțeles că sugerează ei prin anumite surse. Că luați din... Dacă nu vreți condiții noastre, luați de România, dar noi dăm doar pentru Transnistria. Eu cred că asta ar fi o soluție de moment. Indiferent. Chiar și dacă ei vor să dea pentru Transnistria, Gazprom trebuie să aibă contract cu Moldova Gaz. Sigur. Gazprom niciodată nu o să semneze contract direct cu Tiraspol Transgaz. Ei semnează contract singur cu ei. Adică... Chestia în altceva. Deci Gazprom folosește Moldova Gaz. Apropo, în situația asta, reprezentanții Gazpromului se abțin de la votare. Deci Gazpromul folosește Moldova Gaz ca să semneze contract cu regiunea transnistriană. Da. În lipsa unui contract, Gazpromul nu va avea temei legal să livreze gaz încolo. Și asta înseamnă că ei rămân în genere, în beznă. Și fără energie și fără gaz. Ceea ce face Gazpromul, ei mai livrează gaz, de exemplu, în regiunile din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk. Dar nu în baza contractului. Deci consumul din regiunile din estul Ucrainei se reflectă ca pierderi în sistemul de gazoducte din Federația Rusă. Deci este un absurd. Ce ar însemna întârzierea acestui contract, semnarea acestui contract pentru țara noastră? Dacă la sfârșitul lunii nu simplu. Planul A, continuăm negocierile cu Gazprom, cerem un contract pe termen lung, la condițiile anterioare, aprobate încă în 2006. Ei nu acceptă. Planul B, mergem și căutăm gaz pe piața europeană și ne împrumutăm. Păi asta am văzut că și deputații din PAS azi scriau pe Facebook câțiva dintre ei. Că asta e pe termen scurt. Da, că e bine că s-a construit această alternativă Iași-Chișinău, că în momentul când vedem că cu Gazpromul este imposibil, asta e salvarea, nu poți să... Plus, da, uitați-vă. Apropo de Iași-Chișinău, fluxul zilnic e de 5 milioane de metri cubi. Ne ajunge pentru luna ianuarie? Ceea ce am văzut, experții spun că acoperă... integral consumul malului drept, rămâne problema cu malul stâng, da? Sau care e acolo? Bun, Iași-Ungheni Chișinău, el acoperă consumul în Chișinău și în câteva raioane spre vest, pentru că el mai departe trebuie interconectat cu alte gazoducte, puse stații de comprimare. Deci, dacă noi tare vrem, putem să facem niște modernizări. Păi asta și spun, ca să-l putem pompa mai departe din Chișinău în alte regiuni, urmează lucrări de modernizare, dar nu știu dacă are rost. Dar am putea să cheltuim să îngropăm niște bani, dar dacă poți să-l treci nu prin Iași-Ungheni, dar prin Orlovca sau prin altă parte, pentru ce să mai cheltui banii aiurea? Nu-i sens. Principalul consumator e Chișinău. 50-60% din volumul de gaz consumat din Moldova e în Chișinău. Pentru că este termoelectrică. Ideea e următoarea. Poți să iei căldura pentru Chișinău, prin Iași-Ungheni, Chișinău, dar pentru restul Moldovei poți să iei, cum a spus asta, pe... Da, absolut. La nord este gazoduct, este Iași-Ungheni, Chișinău, la sud este reversul. Cu România e posibil reversul făcut, da? Da, absolut. Da, nu e nicio problemă. Dar, deci, pe termen scurt, da, planul A, negocieri cu Gazprom, planul B, să mergem să căutăm gaz piața UE, dacă nu ne înțelegem cu Moscova. Da, hai să vedem ce facem noi mai departe, să nu ne trezăm peste un an sau doi în aceeași situație. Prioritar, trebuie să facem interconexiune pe energie cu România. Atunci noi, în genere, nu o să mai depindem de regiunea transnistriană și vom avea cu totul alte poziții de negociere cu rușii. Pentru că astăzi, la noi, din păcate, lipsa gazului în regiunea transnistriană înseamnă pentru noi lipsă de lumină. Noi producem doar 20% din ceea ce consumăm. Restul 80% luăm de la centrala termoelectrică moldovenească. Dacă se deconectează și ea, rămâne fără 4 linii din 5 care ne interconectează cu Ucraina. Nici de acolo nu o să putem lua. Deci ne trebuie și linii suplimentare cu Ucraina. Deci primul lucru, trebuie să construim linii suplimentare de interconexiune. Pe de o parte cu România, de altă parte cu Ucraina. Atunci noi vom avea cu totul alte poziții de negociere cu Gazprom. În afară de asta, haideți să ne gândim pe creșterea, pe investiții în regenerabile. Să creștem producerea de energie proprie. Da, e puțin mai scumpă, dar la așa cost la gaz, eu cred că e destul de rentabil. Da. Aveți în vedere energie prioritar, Iulian fotovoltaic. Dar prioritar, chiar înainte de asta, hai să facem eficiență energetică, mai ales la încălzirea în oraș, Chișinău și Bălți, să reducem consumul.
Noi acum încălzăm aerul de afară, ardem gaz, încălzăm aerul de afară. Oamenii stau unii cu ferestrele deschise, alții îngheață de frig, pentru că azi nu poți regla căldura în apartament. Trebuie de făcut niște lucrări de modernizare și ele nu sunt așa de scumpe, dar consumul, numai pe schimbatul la câteva conducte în bloc, consumul pe tot blocul scade 30-35%. Deci ar trebui să învățăm să economisim. În orice criză, noi trebuie să căutăm oportunități și să ne punem mintea în mișcare ce să facem ca să nu ajungem iarăși în situația asta. Aș vrea să vorbim un pic despre centrala de la Ciurgan, care a trecut la cărbune. Cu Ciurgan. Moldavska Egres. Cantitatea de cărbune, pentru cât timp ne ajunge să o punem în mișcare? Pe aici care... chiar e o chestie tehnică, care cred că mai bine o știe domnul Zafilat. Greu de spus, nu cred că este public așa ceva, așa informație. La noi ce obțin cei ce sunt de rezervele de state. Apropo, să discutăm. Ceea ce au privatizat RAOES pe acolo, pe Transnistria, inclusiv respectiva centrală electrică, tot trebuie pus în pachetul discuțiilor cu Kremlinul și cu Gazpromul, dacă s-a ajunge vreodată la datorii. Asta în context mai larg. Pentru că acolo s-a făcut o privatizare din punctul meu de vedere ilegală. În mod normal, acea centrală trebuia să aparțină Republicii Moldova. Ca și tot patrimoniul din stânga Nistrului de altfel. Da. Deci trebuie în genere o... Da, asta e temă separată de discuție. E temă separată, dar vedeți că atunci când vine coșul de probleme, trebuie să avem și niște argumente la masa de discuție. Legat de centrala asta termoelectrică moldovenească și de cărbune, este o chestie așa, interesantă. Noi cu domnul Parlikov și cu domnul Șoit am publicat în 2017 un studiu cum este finanțat prin gaz regimul neconstituțional de la Tiraspol. Păi iată, noi când plătim factură la energie, 80% pleacă la... Deci 80% din consumul nostru vine de la această Moldavska Egres, deci banii ajung încolo. Această centrală, arzând gazul, trebuie să-l plătească la niște tarife foarte ieftine în stânga Nistrului. Deci ei se achită cu Tiraspol Transgaz pentru gaz, banii cei se colectează pe un cont separat, este specialnic gazovă șot. Și de acolo pleacă direct în bugetul separatist. Deci faptul că ajunge gaz în Transnistria pe gratis, el e convertit în energie și exportat, asta e sursa de finanțare a regimului neconstituțional de la Tiraspol. Dacă ei nu o să aibă gaz, ei falimentează. De asta la dânși tarifele sunt de 6 ori mai mici ca la noi. O treime din buget se formează din vânzarea gazului. Faptul că ăștia au trecut pe cărbune, asta înseamnă că va afecta foarte drastic bugetul lor. Și asta nu este sustenabil pe termen lung. Deci ei o lună, două, trei pot să lucreze așa, dar pe urma îi jele. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar opri? Ei vor trebui să achite scaute gaz, să-l aducă, să-l achite. Deci azi nu pot achita gazul la un preț de $170-$200, dar închipuiți-vă că ați trebuia să plătească $1000. Ei n-au așa bani. Imediat se reduce cu o treime venitul la buget, cresc tarifele pentru consumatori, deci ei să ajungă tarifele lor la nivelul pe care îl plătim noi azi, trebuie azi să le ridice de 6 ori. Dacă la noi mâine se ridică tarifele încă mai mult, la dânși în genere crește o să fie de 15-20 de ori. Dar nu le poate plăti nici consumatorul din Transnistria, nici cel de Republica Moldova aceste tarife. Asta e o înțelegere între Gazprom, între centrala termoelectrică moldovenească, ca să șantajeze Republica Moldova, poate cumva noi o să plecăm capul în jos și o să mergem să pupăm mâna Moscovei. Nu. Mulțumim. Noi am văzut și se termină asta. Este Crimea, este Belorusia, știm, nu vrem, mulțumim. Ați vociferat, domnul Tufilat, niște soluții pe care ar putea țara noastră să le întreprindă în această situație, dar dacă îți vorbim de scenariul mai puțin pozitiv, cel pesimist, care ar fi acesta? Pesimist că ar trebui să mergem pe planul B, să cumpărăm gaz din România, din Ucraina, la prețul speculativ, la prețul spot. A scoate mai mulți bani din buzunar, din buget. Deci, soluția este următoarea. De a avea gaze și de a nu lăsa populația și consumatorii persoane fizice și juridice fără gaze. Și asta, soluția românească și europeană, ea există. Problema este care e prețul acestui gaz. Da, exact. Deci am văzut mai multe opinii. Domnul Tofilat spune că doar poate să fie prețul spot comercial. Da? Eu, ceea ce am înțeles, poate să există și o negociere direct între guvernul moldovean și guvernul român, pentru că acolo transgazul aparține guvernului.
întreprinderi de producerea gazului, tot aparține guvernului, parțial acolo. Domn Mihai, și problema că asta contravine legislației concurențiale. Ori mai simplu le-ar fi să ne dea nou, nu știu, un grant sau un împrumut. Există diverse posibilități de a face un contract de scurtă durată cu Republica Moldova pe un preț opțional. Există posibilități respective. Nu mă apuc să spun. Eu nu vreau să intru în tema asta, dar eu cred că trebuie cel puțin discutat cu partea română și după asta de văzut unde s-a ajuns. Ceea ce nu-mi place mie este că guvernul moldovean încă nu s-a apucat să caute cu România o soluție. Așteaptă cadouă de la Gazprom, eu am spus opinia mea și văd că și a experților și a domnului Tofat și altora că acolo nu ai ce căuta la Crâmnin, acolo ai o capcană. Cel puțin sezonul ăsta e clar că nu trebuie să intrăm în capcana asta. Trebuie să luăm o pauză, să vedem cum se relaxează piața, cum se liniștesc lucrurile. Da. Eu sunt convins că soluția, ne repet, despre care a vorbit și Maia Sandu, e unica bună. Să închiriem sau să construim un terminal și să cumpărăm vara când el e ieftin gazul, să-l punem în terminalul ăsta. Asta e unica soluție bună. Restul toate sunt proaste, din păcate, pentru că gazul e foarte scump. Și până când o să fie soluția de care vorbește domnul Tofilat, inclusiv hidrogenul, cred că o să treacă niște ani de zile, nu? Nu, în paralel se construiesc multe terminale LNG în Qatar, Australia, Statele Unite, cei care produc gaz și îl exportă prin aceste tankere. Și ca să crească exportul, trebuie să avem mai multe terminale. Apropo, a fost o tentativă unui agent economic, nu se dau acum numele, când era Boronin președinte, să facă un terminal de gaz lichefiat aici la Giurgiulești. Problema cu turcii. Și nu s-a reușit. Nu permit turcii. Nu permit, da? Construcția unui asemenea terminal, cam ar cât ar? Fi bine. Cât ar ține, cât ar dura și cât ne-ar costa? Nu știu, mi-e greu să spun. Dar s-ar refini considerabil gazele, corect? În țările Baltice, da, ei au construit un terminal și pentru că țările Baltice se aflau fix în aceeași situație ca și noi. După ce ei au avut fizic și tehnic posibilitate, au dat în exploatare terminalul, deja aveau altă sursă de unde pot lua gaz, au negociat cu Gazprom și au scăzut prețul cu 35%. Deci noi trebuie să ne facem tema pe acasă, să avem alte surse de gaz și mai ales de energie. Cu gazul deja stăm bine mersi. Bine, dar noi putem cu România să ne înțelegem să construim în Constanța sau să închiriem de la ei un terminal de gaz lichefiat. Putem doar să facem chestia. Constanța tot e Marea Neagră, dar ca să intri în Marea Neagră trebuie să treci prin Bosfor. Poate au o relație mai bună cu Turcia, asta avem în vedere, poate. Încearcă și Kievul să discute. Oricum România e membră NATO, membră UE, sunt mai multe posibilități. Da, trebuie să încercăm, trebuie să discutăm cu partea turcă, poate găsim. Ei acum vor să mai construiască un canal. Apropo, poate pe acolo este posibilitate. Pentru că la moment ei nu sunt de acord cu asta. Deci, fără lumină și fără gaz nu vom rămâne, pentru că unii se întrebau în primă fază când a apărut informația asta, o să mai avem lumină la bec sau nu? Soluții sunt. Cum spun americanii, highly likely, foarte probabil, 80-90% că gaz va fi. Bine, eu sunt mai optimist. Eu cred că 100% o să avem gaz. Problema este de unde va veni și cu ce preț. La ce preț, da. Pentru că eu nu cred că ăștia din guvernul nostru sunt responsabili să o lasă baltă și să rămânem fără gaz. Nu, dar e simplu, chiar deschidem legea gazelor. Dacă noi, la nivel național, nu putem găsi, identifica soluții să ieșim din criză, noi suntem membri ai Comunității Energetice Europene. Deci pe acea platformă, cu siguranță, găsim soluții. Asta e. Moldova, consumul nostru e 1 miliard de metri cubi, asta e cât e negru sub unghii pentru zero întreg și, hai să spunem așa, la nivel de marjă de eroare, comparativ cu consumul din UE. Spuneți că întrebarea este cu ce preț îl vom lua. În funcție, da, că prețul va crește este la sigur, din câte am înțeles, cel puțin domnul spune așa. Păi dacă noi avem acum 790, vă dați seama, pe luna octombrie, eu am citit chiar și la Ruș, pe TAS, 790 ne dau de acum. Asta este, bine, pe o singură lună, dar sperăm să nu se mențină pe tot sezonul. Ce ar însemna această majorare de preț la gaz pentru oamenii de rând? Aici depinde ce măsuri compensatorii va oferi guvernul. Deci de la asta trebuie să pornim. Trebuie să vedem care grupe de consumatori sunt vulnerabili. Iată, domnul Mihai a spus că aici avem o problemă și de cadrul legal. Dar, grosomodo, eu cred că noi putem să găsim soluția asta. Vedem, pur și simplu, nivelul de venituri a oamenilor. Este motiv.
Sunt consumatorii Moldova Gaz, peste 720.000, sunt consumatorii de energie termică în Chișinău și în Bălți, toți la, cred că la vreo 600.000. Și atunci trebuie să vedem care din aceștia are nevoie de compensație. Și atât. Da, aici trebuie să ținem cont de faptul că se recomandă că nu mai mult de 5% din consumatori că va participa la un seminar, un training de asta. Situație excepțională. Da, ar fi bine, sigur. Adică se recomandă să fie nu mai mult de 5% de consumatori cu tariful ajustat sau cu tarif special. Dar aici sunt de acord cu domnul Tofilat că situația este extraordinară. Da. S-ar putea întâmpla să ajungem și la un 20-30% din consumatori cu facturile plătite parțial de guvern. Știți care e cea mai bună soluție? Să nu se dea banii la furnizor, la Moldova Gaz. Dar să se dea la fiecare, să facă cumva un filtru, fiecare familie să vină cu factura la primărie sau la guvern, să fie un mecanism. Este la Chișinău, de exemplu, tot așa. Da. Consumatorul transmite. Să-i plătească factura cetățeanului. Îi scoate din factură deodată. Îi scoate din factură. Cam așa ceva. Da. Este așa ceva. Pe lângă această parte, ar crește și prețul la produsele principale, la pâine, la alimente, la... Dacă da, la pâine, pâinea acolo, jumătate preț e făina și, nu știu, vreo 20 sau 30% energie electrică. Nu cred că îi stau pe gaz. Deci, da, evident că ne așteaptă un lanț de scumpiri, din păcate, da. Și guvernarea va avea de pierdut la capitolul... Putem să alegem cel mai bun președinte, guvern, parlament de lumea asta, asta nici de cum nu o să influențeze nivelul prețurilor la resurse. Eu, luna trecută, chiar din curiozitate, am deschis Bloomberg-ul și mă uitam la evoluția prețurilor, cotațiile. După ce s-a început vaccinarea, din decembrie anul trecut, când au început să relanseze economiile, au început să vină masiv ajutoare din partea statului, stimulări pentru creștere economică. Ne uităm așa, petrol, gaz, metal, materiale de construcții, bumbac, deci orice materie, cereale, orice produs, nu-l vezi. La toate prețurile, graficul e în creștere, așa, e ascendent. Pe de o parte, noi avem o creștere a consumului, deci se relansează economia, încep a activa întreprinderile, trebuie să aducă, să importe, să producă, să facă. Pe de altă parte, noi avem piața speculativă. Cei care, deci speculanții care au resurse financiare, să mai împrumută sau capitalul lor, ei ce fac? Astăzi cumpăr ieftin ca să vândă peste 3 luni, 6 luni sau o lună, în funcție, să vândă scump. Și asta încă mai tare pune presiune pe prețuri. Și atât acești doi factori, relansarea economică și speculațiile pe bursă, asta conduce la o creștere la toate prețurile. Final de discuție? Pe această notă optimist, bară pesimistă, pentru că e o situație amestecată, hibridă cumva așa, eu, unica ce sper eu, că guvernanții o să miște repede în următoarele 2-3 săptămâni, că nu au mult timp, apropo. Suficient timp pentru... Au puțin timp, foarte puțin timp. Și trebuie să miște foarte repede, să ne vedem cu o hârtie în mână semnată cu România și cu Uniunea Europeană, ca cel puțin... Noi, consumatorii, să avem o garanție că cel puțin vom avea gaz, dar măcar va fi prețul să se va vedea. Exact. Măcar asta să fie garanție că vom avea gaz. Da. Și energie electrică, apropo. Și, la fel, în orice criză, ea creează și niște oportunități. Iată, după ce ne clarificăm cu situația cu gazul, ar fi binevenit să ne concentrăm și pe oportunități. Ce am face noi ca să nu mai nimerim în această situație pe viitor. Că este mult de făcut. Domnule Mihai și domnule Tofilat, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mersi mult, iar dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O seară liniștită!